Ne prinde bine dimineața asta, am dat ceva premii, vreo 3 premii până acum, am dat invitații la film, la concertul lui Smiley de diseară, din Berărie, am mai dat cărți am mai dat în dimineața am dat și asta. Cărți, am dat cărți și muzică, citit. Am dat și film la A Star Is Born, bilete duble. Și acum dăm radio-ul tare, pentru că am ajuns la 9 și jumătate și pentru următoarele 20 minute, 25 de minute avem invitații, nu din străinătate, de aici, de lângă noi, din Republica Moldova. Bună dimineața, 7 clase! Bună dimineața! Bună dimineața, neața, neața! Întrebarea mea este, cum de vă numiți 7 clase și voi sunteți 5? Exact, cum a venit numele ăsta? Cum a venit numele ăsta? De fapt, noi am experimentat în studio cu mai multe denumiri, da? Cu mai mult, dar totuși am ajuns la concluzia 7 clase, pentru că este o cifră care ne reprezintă, este 7 note muzicale, sunt 7 culori ale curcubeului, 7 nunele lumii, 7 clase la români, spune că bate 7 clase la ruși, sau bate cele 11 la ruși, sau cum spune la noi. 7 ani de acasă. 7 ani de acasă. 7 ani lumină. Da, da, da. 7 clase la tren încă n-avem, dar lucrăm și la ai asta. Idee. Lucrăm și la... Avem două, dar la fel. Da. La noi clasa întâia seamănă cu clasa a doua, la tren. Ia spune-mi că eu n-am mai văzut acordeon de pe la Vali Crăciunescu așa. Serios? Și voi aveți două, și adică nu... Eu n-am mai văzut contrabas. Ce de la trupa mare, Amadeus. Ai? De la trupa Amadeus eu n-am mai văzut contrabas. Ce se întâmplă? Noi ne străduim să facem ceva mai... care nu este, că ne străduim de fapt să renoim. Să faceți ceva muzică, inedit. Da, inedit, care o muzică care de acum practic nu se mai cântă, cam se pierde și noi vrem să o readucem înapoi. Cum se numește muzica asta pe care o faceți voi, stilul? E un stil, e un fusion de fapt din mai multe stiluri de muzică și noi numim muzică urbană, este stilul nostru propriu, considerăm. E, asta trebuie să o povestesc dacă tot ai adus vorba de urba. Eram vineri în centru vechi. Și manifestația eu, artistică București FM. Am modelat în lut foarte frumos cu ocazia împlinirea 100 de ani de România. Așa. Și când colo Marco Polo m-am dus să-mi iau o cafea, așa frumos. Și îmi frâng gâtul la un moment dat că îi văd pe băieții ăștia. Și acum sunt la noi în studio, voi v-ați vorbit. Stai așa că eu m-am dus în centru vechi, m-am delit cu niște prieteni tot weekendul trecut, vineri era, nu? Da, vineri, da. Vineri, tot weekendul trecut m-am așezat la masă, mi-am comandat o bere, am scrollat pe Facebook și am văzut că Smiley live pe Facebook și pe Instagram. Și am văzut pe băieții de la 7 clase în centru vechi. Aveați și cutia acolo. Da, câți bani ați da, făcut? Da, noi că tare nu ne-am dus pentru bani, sincer n-am fost. Știu, câți bani ați făcut? Totuși. Așa. Nu, noi chiar spuneam la Lumix, nu pui bani, e ok. Dar chiar pentru ce era cutia pentru bomboane și acadele? Da, nuci, nu, acolo, cu covriș. Acolo aveam, ce aveam acolo? Aveam niște box aveam. A, monitorul. Da, monitorul pentru. Am înțeles, da, ați improvizat așa un pic. Ca da, să... Eu, noi de fapt ne-am dus să cântăm. Noi de fapt iubim să cântăm pe stradă și muzica. Dar ați făcut bani. Așa muzica noastră e mai multă muzică așa stradală. Așa ați experimentat experimentul, ca să zic așa, începând da, cu cântările pe stradă? Da, am făcut un fel de experiment și noi chiar am vrut să facem o conexiune cu publicul mai de aproape. Directă? Direct cu ei. Și să ne simțim și noi fain și ei fain și toți. Și cum a ieșit? A fost prima voastră cântare? A fost foarte nice. S-au adunat destul de mușor. Eu mai am o întrebare, nu e o întrebare răutăcioasă, e o întrebare sinceră, acum vorbesc foarte serios. Au mai rămas tineri cântăreți, creatori, deci compozitori și textieri în Republica Moldova, că în România ați venit toți. Serios, nu este o întrebare răutăcioasă. Eu te întreb dacă mai sunt de venit. Mai e vad acolo, mai adică e... să știm dacă... Nu știu, mai știi prieteni talentați prin Moldova? Repede acum s-au serios, casele da. De disc. Da, 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 știu, am prieteni care tot când sunt tot fain. Dacă n-ar fi fost, serios. Dacă da, nu mai fain, că noi este. Opa! Opa, ridică, da. Da? Ridică mâneca. Hai să vadă. Am văzut ceva, ce să vadă se toată lumea. Ce se întâmplă? Da, da, povestește. Da, am, e ceva simbol acolo, nu? Hai că da, le vedem la radio. E simbol. Pe asta nu arătăm, stai liniștit. Deci... O să arătăm și pe asta. Lasă, păi, așa? Îi reprezent semnul la zodia mea, săgetător. Așa. Dar e reinterpretat, așa. Dar e reinterpretat. Obișnuiți voi să faceți să reinterpretați, iată, și cu, și cu trupa. Mai neobișnuit. Totuși, cam care e media de vârstă, așa, în trupa voastră? De la... Ia câte de grabă. Când cine e cel mai mic? Cine e cel mai mic? Hai să vedem așa. Cred că e mai simplu să-i întreb câți ani au împreună. Hai că să o cotim acum. Scot calculatorul și calculez. Deci, el e... Cum îl cheamă? Hai să-i și prezentăm cu ocazia asta.
3 zile. Și 3 zile împlinește 18, de acum e bine. Deci bun. Rămâne la 17. Eu notez 17. Deci peste 3 zile rămâne și la o bere în centru vechi după. Da, da, da. Așa, deci 17. El e cel mai mare, la are 21. Strigi media. Cel mai mare. Bătrânule. Da. Așa. Așa. Eu am 20, tot de grab 21. Da. El are 18. Da. Cam așa, da. Asta e vârsta. Deci împreună au... Acolo stai un pic, că acum mi s-a părut că văd dublu, dar nu e, e ok. Și el? E bine. Două el acolo. dacă gemeni. Sunt gemeni, sunt gemeni, uite-te bine, okay. Că acum i-am văzut și eu. E bine. N-avem încă vederii. Eu azi noaptea am dormit, adică... Știu și eu, de asta mi-a dat un pic cu virgulă. În neregulă. Deci împreună au cu 2 ani mai mult decât vârsta mea. Normal. Te simți bine în momentul mă simt bine. Nu, glumesc, au un pic mai mult, dar totuși medie de și totuși, totuși da. De ce la vârsta asta atât de fragedă, să spunem, muzica atât de veche? Cum mai stau cu spatele la privitor, domnul Marius, da, că da, nu da. E frumos. Așa. No, de ce e așa de veche? Da. Da, de ce muzica veche? De ce e o muzică reinterpretată și de ce nu inspirat din muzica... Pentru că nu îmi place muzica veche. Nu, ne-ar fi plăcut să fi cântat piese, sound-uri noi, să inovați, să fi adus ceva la 8%. Noi nu chiar suntem mari iubitori de electronică, noi iubim sound-ul viu, mai mult o muzică cât de cât mai vie, cât mai sănătoasă, cum să-i spun. Cine a inspirat? Serios, ce v-a inspirat? Cine a inspirat? Nu, Chișinău anilor 30, fotografiile cele Chișinăului vechi, cum era pe străzi. Și muzica de atunci. Și muzica de atunci, da. Ceva frumos. Dacă n-ați fi ajuns pe la românii... Au talent. Au sau n-au? Au. Așa. Pe la românii au talent. Și nu l-ați fi întâlnit pe Smiley. Ce ați fi făcut acum? Ați fi cântat clar. Dar cred că ați fi făcut și altceva în paralel. Ce vă vedeți făcând? În afară de muzică, afară dacă de n-ar muzică. Fost muzică. Serios, uite acum, zici tu, la 20 de ani, ce te vezi făcând în afară de muzică? Habar n-am, poate ai fi descoperit o nouă formulă. Așa, da. Ce-ți place să faci altceva? Ai vreun alt hobby? Ai, Nu, tot iubim. Tot iubesc, iubesc poeziile, iubesc citesc, da? Iubesc să mă uit la film, iubim să ieșim toți împreună la o bere, la un suc. Da? Și... Asta e bine. Deci și doar muzică, n-ai fi făcut practic, ultimul muzică. Noi toți avem de fapt un vis comun și ne strădăm cumva. Poți să când mergeți la film, mergeți cu toții și ocupați un rând? Că abia am prins bilete la Venom în weekend. Deci dacă voi erați. La noi încă nu a apărut Venom, că noi tot vrem să ne. Dar lasă că le vedeți aici în România sau plecați? Plecăm, dar ne întoarcem peste 3 zile. Ok. Deci nu stați departe foarte mult timp de București. Da. Vă place București? Cum? La vreo 8 ore. Da, ne place București. În această dimineață noi întrebam la radio, care îi întrebam pe oamenii care ne mai ascultă și noi, și pe noi din când în când, îi întrebam care sunt cele mai ciudate și cele mai amuzante nume pe care le au prietenii de-ai lor. Voi aveți printre prietenii voștri în Republica Moldova oameni cu nume amuzante? Eu văd cât tu vrei. Dar se poate spune la radio, adică... Da, să se poate. Știi că sunt lucruri care nu se pot spune la radio. Clar. Nume ciudate, nume ciudate. Nume ciudate, vrei să zici tu ceva? Te-ai răzgândit că ți-am zis că nu se poate zice la radio, nu? Stai, chileori cum sunt, de nu mă duc amin. Valmir? Valmir? Valmir. E ceh. Ceh. Da, pe la voi prin Republica Moldova nu există astfel de nume ciudate. Uite, avem Superman, avem Bruce Lee, avem Semafor, avem Speranță. Semafor? Eu am un prieten pe care îl cheamă Găină, adică... Plăcintă și alte chestii tradiționale. Asta, da. Ne gândeam că și pe acolo lumea e inventivă. Am avut și eu o prietenă, Sorina Plăcintă, care s-a măritat cu Dan Dovleac. Oh, ce bine. Și la nuntă n-au mai făcut tortul, că desertul era deja servit. Au făcut deja desert, Plăcintă. Da. Ce cântăm acum? Că avem două piese de cântat. Piesa asta voastră nouă. Piesa nouă, care a fost recent lansată. Așa. În colaborare cu AH Production. Uh-huh. Cine a scris-o? Șorban și voi. Șorban și noi. Așa. Care se cum numește? Zi tu tot, că nu zic eu în locul tău acum. Piesa se numește Fata Urbană. Și... Ce e noua piesă veche de la voi, dacă e să o luăm așa. Zici mie primele patru versuri. Fata urbană cu inima în ea mi-a lăsat viața pustie. Deci este ca la mine la Constanța. Fac cu ochi măslinii, fata dobrogeană. Ai văzut? Dobrogeana e bună la patiserie. Așadar. Cu inima în ea mi-a lăsat trană și viața pustie. Ce dulce era. Se plimbă pe străzi, o simți chiar dacă nu o vezi. Ce bine să rota doar de ea.
Băieții de la 7 clase se aplaudă, uite că aplaudă lumea aici în studioul muzical București FM, live pe 98.3, uite ne vedem și pe Facebook, facem cu mâna acolo și le mulțumim tuturor prietenilor. Noi n-am auzit mare lucru din ce ai cântat, că știi că da, e mai complicat, dar am auzit instrumentele astea grozave. Sunt instrumente pe care voi le aveți de mult timp, pe care le-ați moștenit, că știu că artiștii țin foarte mult la instrumentele lor și sunt atașați de ele. Da, asta e adevărat, într-adevăr, noi chiar... Adică îmi închipui, mă gândesc că el are acordeonul de la tata sau de la bunicu, mă gândesc că el are contrabasul de la sora lui. De la prietena ta, poftim, uite, vezi? Prietena ta e contrabas? Da. Că mă așteptam la contrabas să văd pe când niște fete pe la voi prin trupă. Fete, nu, fete. De ce te bufnește râsul? Că și fetele știu la vioară și da, la contrabas. Da, nu știu, nu, nu, fetele, cred că mi-e greu de lucrat pentru noi. Serios? De ce e atât de complicat de lucrat cu fetele? Ei, nu, cu băiații oricum mai bine ne înțelegem între noi. Îți spun eu, când își bagă fata coada în trupă, apare zâzanii și nu e bine. Păi atunci să cheme 5. Ca să aibă toată lumea, nu? Să fie mulțumită. Uite, toată lumea. Orchest, băieții au primit amândoi acordeon, sunt modele diferite, nu? Serie 1, serie 2. Deci tu ai seria 2. Adică cumva tu ai cântat mai bine sau cum de-ai primit, l-ai primit pe ăsta? Sau tu ești mai vintage? No, cu câte minute? 5. Ai văzut? 5 minute. În viață contează și alea 5 minute. Să dea Dumnezeu la toată lumea cât un seria 1 de ăsta. Vă întoarceți în România și ce urmează în viața voastră? Poate vreun concert așa mai mare sau tot în spații neconvenționale, cum începeți să-i obișnuiți pe bucureșteni cu muzica voastră pe acolo, prin centru? Nu știu, încercăm cumva să-i atragem spre o muzică mai vie, tot cum am spus mai anterior, și nu știu dacă concerte mari, neconcerte mari, nu știu cum o să fie, adică ne lăsăm duș de val. Dar urmează ceva emisiuni, mai urmează încă piese, noi chiar și acum lucrăm de fapt în studioul la niște piese noi și de grabă ele tot o să apară, sperăm că tot o să apară. De cât sunteți pe aici prin București, ați apucat să vizitați orașul ăsta minunat? Nu avem prea mult timp la dispoziție, dar toți ne străduim, adică să vizităm. Așa, ce ați văzut din mașină, ce vede orice turist, centru vechi. Da, din câte am văzut e foarte frumos.
Am fost în centru vechi, apropo, noaptea e foarte frumos. Da? Da, da, am înțeles că e cu scântei noaptea prin centru vechi, da, mai ia foc de ceva, mai... Da, ce nu vă place la București, comparativ cu orașul din care veniți? Uite, ce are Chișinău și nu are București? Bună întrebare, de fapt. Locuri de parcare. Da, da, deci. Și noi avem mașini și noi n-aveți. Ambuteiajele toți sunt mai mari. Și... Așa? Da. Na, pe alături București tot seamnă... Nu unele bucățele Bucureștiului, seamnă tare cu Chișinăul nostru, de fapt. Păi nu degeaba scrisese cineva cu vreo 30 de ani melodia aia, două lacrimi gemene, parcă. Da. Chișinău și București. Știi cum se mai spune noi la București când devine neîncăpător? Mult prea micul Paris. Și mai marele Chișinău. Și mai marele Chișinău. Băi, da. Deci pregătiți și muzică nouă, se lucrează, da, un da, album da. Sau pregătiți așa piesă cu piesă? Sunteți pregătim până când piesă album? Cu piesă, dar parcurs e posibil să lăsăm chiar și un album. Adică noi ne gândim, aveam în cap ideea asta, dar să vedem. La clipurile video cum stăm? Până când am filmat aici primul clip pe România, a fost... A fost fain, a fost tare interesant. A fost multe de lucru, dar a fost tare interesant. Adică nu a fost plictisitor. Carla Slim sau Damatans? Nu știu, nu cred că pot să răspund. Am eu un plac, de fapt. Da. Carla Slim sau Damatans? Ai zis tu Irina Rimes. Nu, că e altă întrebare. Smile. Irina Rimes sau Mark Stam? Feli? Bun, bun. Zic de la ei de acasă. Da, se prefigurează, da, uite că tot întrebasem eu de cineva prin trupa voastră. Măcar aș fi un fit, cineva cu care să cântați piesele voastre de acolo, de prin Ha. Nu știu, poate chiar Smiley. Da, ne-am gândit, poate și Smiley. Voi mâine sau astăzi plecați în Chișinău? Plecăm chiar astăzi. Chiar, deci... după ce terminăm emisiune ne ducem la un haine și deodată ne ducem în casă. Deci cumva m-am încurcat. Mă bucur, ce să zic. Diseară de la ora 22 mă gândeam că poate vă vedem la concertul lui Smiley. Da? Cu altă ocazie. Da. Visați așa la un concert mare aici în București? Sau în sigur că visam la un concert mare. Păi cam câte piese aveți gata? Ele sunt vreo 10. Da, ați făcut de un album. 10 piese undeva sunt. Sunt 10. Și toate sunt în stilul ăsta, pe același mesaj? Da, numai cu un... Da, cam pe același stil, doar că diferă. Mai aveți vreun instrument pe care ați vrea să-l adăugați așa mai vechi și poate nu l-ați găsit încă și urmează? Mai sau poate vreo facem noi cadou, că avem orchestră aici. Chitara, până când te lipsești. Păi dacă puneți cobză în trupa asta frumoasă, o să vă iasă altceva. Cobză? Nu știu, tu vrei cobză. O să vă iasă ceva, Dragana. Electrocobză. Și pe Tudor Gheorghe la un featuring, că îi place cu cobză. Ați văzut ce chitară mică. Deci v-ați dori vreun instrument? Serios acum. Nu, doar câteodată mă bag eu la chitară, da? Când piesele care trebuie. Deci chitară, bun. Da, domnul Marius, toamna asta, da. Și la iarnă, și la, mai ales la iarnă, îți dai seama când stăm acasă pe frigul ăla la vin fierbinte. Parcă intră muzica asta. Parcă așa. Intră e muzica vie, asta, precum vin. Merge așa. Avem ce asculta. De fapt, noi avem o piesă încă lansată la noi în Moldova, da. Și avem acolo pian și din care Vlad spune la pian și Victor Romani la acordeon. O cântați și pe aia astăzi sau ce cântați? Nu, astăzi cântăm ceva mai vesel pentru că așa e. Pentru că aici e cu veselie, nu mi se pare că da. Vesel aici la noi și să nu se răcăm atmosfera. Dragilor, zic, așteptăm concertul ăla și invitațiile când îl veți avea poate pe Smiley în deschidere, de ce nu? Așa să vă ajută. N-ar fi rău, să știi. Zic că străduim. Știi care este idealul oricărui profesor? Să fie întrecut de elevi. Atunci îți dai seama că ți-ai făcut treaba foarte bine. Deci să alergați frumos alături de profesorul vostru. Da, noi să ne străduim. Și acum ce cântăm la final? Fata care nu mă lasă. Fata care nu mă lasă. Cum o cheamă? Cum o cheamă pe fata asta? Ești tu... Eu n-are nume. Nu e el, sigur. Dar cine e fata asta? Are un nume, fata care nu te lasă pe tine personal? Fiecare dintre multe. Noi cred că are fata care e cineva care e singur în trupa asta, hai să o luăm altfel. Ia chiar. Tu? Sunteți singurii care sunt singuri? Vă aranjăm într-un matinal. Vă aranjăm în câteva ore prin centru vechi, prin București, sigur plecați până acasă. Până peste 3 zile veniți, până vă întoarceți, vă aranjăm. Să fie armonie în trupă, adică... Păi, da. Se poate așa ceva, dezechilibru. Da. Fata care mă lasă cu 7 clase pe finalul matinalului de astăzi și mâine un matinal pe mijloc de săptămână cu multe premii, multe, multe zâmbete. O să vină Alina Ieremia mâine dimineață pe la noi, pe la 9:30. Are o piesă nouță și vine și cu un tatuaj. O, ce bine. Sau cum ne place nouă să spunem, ținem de 6 până la 10.
de 6 cu 7 clase. Fata care nu mă lasă. Bye bye, până mâine. Uha. Pe buze, eu l-am păstrat. Aveam ascuns inelul, super n-o să îl pun. Că ești cea mai frumoasă, voiam doar să-ți spun. Fata care nu mă lasă să intru casă, stă. Fata care nu mă lasă să intru casă, stă.